Am revenit în direct la Infomedica. Vă reamintesc că în această seară stăm de vorbă cu doamna Elena Pleșca, care este psiholog principal în psihologia muncii și organizațională, despre, bineînțeles, climatul organizațional sănătos. Și ne-am înfierbântat noi aici înainte, vorbind despre că am așa o mare curiozitate despre acest test al arborelui. Am auzit atâtea lucruri, m-am uitat pe internet, sunt diferite opinii că poți să înveți să reproduci un copăcel care să spună despre tine anumite lucruri, să te învăluie așa numai în lucruri bune, să te prezinți extraordinar la un angajator sau în altă parte și îmi spuneați, chiar vorbeam în pauza de publicitate, că nu se poate să-l reproduci fidel, nici dacă îl, nu știu. Da. Deci Există cum... multe firme mici care au ca obiect capacitarea subiectelor, a oamenilor, atunci când vor să aplice pentru un job. Și, bine, persoanele sunt bine intenționate, cele care pregătesc, să spunem, o persoană pentru a se prezenta în fața angajatorului cu o anumită ținută. Multe dintre acele lecții învățate, să le spunem, pe termen scurt s-ar putea să dea rezultate, dar pe termen lung, cu siguranță, nu dau. Au fost și la mine persoane, de Deci exemplu. poți să păcălești un angajator, da? La Dar la o prima săptămână vedere. își dă seama că nu, ce ai spus tu la interviu și ce ai Bun, făcut dacă e în acolo? domeniu. Dacă e în domeniu sau dacă îl mai supune Nu, la rezultat. o Dar știți evaluare. care este, de fapt, cine ne dă garanția evaluării corecte psihologice? Rezultatele. Dacă un Rezultatele om, activității următoare, da? următoare, validitatea este dată de comportamentul individului persoanei care, că am înțeles că Poate foarte e o multă lume. enigmă omul Nu. Nu, nu, nu. respectiv. Atâta timp cât persoana va comporta în muncă așa cum le-ai descris tu angajatorului, înseamnă că ai făcut o evaluare corectă și completă. Când persoana vine învățată cu ceva, și la mine au venit foarte mult, de exemplu, au venit persoane care se pregăteau și vreau eu să nu meargă nepregătiți la o evaluare riguroasă. Și diferența dintre o persoană care trece pe la un psiholog înainte de a intra într-o evaluare riguroasă și unul care nu trece pe la psiholog este următoarea. De autenticitate. Nu de auto, nu, 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 el este autentic. Și atunci și după. Numai că este obișnuit cu situația de examen. Una e să dai odată un examen Și să nu știi la ce să te și să aștepți. nu știi, să fie ceva o cutie neagră și alta e deja să știi cam Să ai ce ți se oarecare întâmplă, ce idee. ți se întâmplă când te duci la examen. Mulți ziceau, Doamne, în viața mea n-am putut crede că în asta constă o evaluare psihologică, în ce ați făcut dumneavoastră cu mine. Pentru că situațiile, noi umblăm cu câteva instrumente, cu testele, chestionarele și cu testele proiective. Testele sunt cuantificabile sau proiective. Cuantificabile înseamnă că pentru fiecare rezolvare, sarcină rezolvată, îi se acordă un anumit punctaj și punctajul se raportează la un etalon care reprezintă o distribuție a 100 de persoane care îndeplinesc aceleași condiții. Și având note de la 1 la 9 sau de la 1 la 7, depinde pe ce scală lucrez. După ce vine la mine și să face o pregătire, el nu mai este atât de speriat când se duce în fața unui coleg psiholog, de exemplu. De-al meu, la o cu totul altă firmă, în altă organizație. Măcar știe la ce să aștepte. Și este vorba de testele contra cronometru, când îi se recomandă să lucreze cât mai repede și cât mai bine, aibă mereu în gând faptul că este cronometrat, să dea cât poate din el într-un timp anume. Este vorba de testele care situaționale, te pune în situație. Cum ar fi, de exemplu, testele auto. Te pune la un simulator, la un program pe calculator și trebuie să execuți comenzile care ți apar pe ecran. Dacă tu n-ai intrat niciodată să faci o simulare, n-ai cum să te comporți, să fii tu, atunci, asta este marea iscusință a fiecărui om, să fie el atunci în fața evaluatorului, să nu se piardă, să nu-i fie frică de Bun. Și necunoscut. cum ar fi totuși cel mai bine? Când te duci să fii evaluat, să ai idee sau să nu ai idee de ce te așteaptă? Eu cred că trebuie să ai... Nu există om care să nu vrea să știe dinainte ce îl așteaptă.
nu vede noi, specificul poporului român este aceea, că dacă îi spui să facă ceva, prima întrebare pe care el ți-o pune este de ce? De ce să fac asta? Trebuie să-i explici de ce îi ceri ceea ce îi ceri. Poate alte popoare, cum sunt nemții, fiind mai disciplinați, acceptă mai ușor să primească sarcina fără să-i se acorde o explicație. La români nu. Românului întotdeauna trebuie să-i spui. Chiar îmi spunea cineva cam care ar fi diferența. Bine, și la România cu ordinul se execută, nu se discută. În anumite, adică, în anumite profesii, da. Dar îmi spunea cineva care are o cultură mai vastă decât a mea asupra populației europene, că dacă la un neamț îi spui astăzi să mute o movilă de pământ dintr-o parte într-alta, el foarte conștiincios o va face. Și dacă a doua zi îi spui mută movila de prundiș înapoi, el foarte conștiincios o va face. Românul o va face prima dată și va plânge că e greu, că nu știu ce, dar dacă a doua zi dimineața mai ai curajul să-i spui să o dea înapoi, dar ești sănătos la cap, de abia mutat-o, de ce mă pui? Deci există această dorință a populației, psihicul populației românești, și nu știu dacă este chiar atât de vinovată, să-i spunem, de a ști de ce facem. Și asta urmărește. Păi și nu-i corect? Ba da, e corect. Că nu suntem roboței, nu? Corect. Și eu zic că este corect. Depinde de cultura unei țări. Vedeți? Totul se limitează la specificul și de asta testele care le folosești dintr-o țară, într-o adică zonă a țării. Țările mai libere, văd că sunt mai... Da, nu sunt, da? Nu se pot fi aplicabile tuturor. Și sunt acele situaționale. Spuneam și testele proiective. Ei, printre testele proiective, profesioniste, că sunt și chiciuri apărute pe piață, e altceva, sunt testul Arborului. El, de fapt, este proiecția exterioară a lumii interioare. Așa se cheamă acest test. Este testul Lusher, testul culorilor, în normalitate. Mai este în patologie zondi, mai sunt câteva teste care privește imagini și ești întrebat de psiholog ce vezi în fiecare imagine și apoi interpretează. Alea, în general, sunt specifice patologiei. Că vezi fluturi sau vezi altceva, un monstru sau alte lucruri. Este foarte complicată aplicarea. Inclusiv aplicarea acestui test arbore este destul de importantă. Bun. Pentru că de ce? Ce ar trebui să evidențieze? El, personalitatea umană, eu, ca persoană, are mai multe fațete. Arborele evidențiază, scoate în evidență câteva fațete ale eu-ului. Primul, de regulă, într-o evaluare complexă, se aplică succesiv trei desene ale arborului. Dai întâi un desen al arborului, îl execută, mai vorbești un pic cu el, mai întrebi ceva, îl dai și pe al doilea. Mai îmbunătățești un pic arborele. Da. Nu, nici nu-i spui să-l îmbunătățească, tu îi spui să desenezi un alt arbore. Și apoi îi dai al treilea. Ei, primul, eu în general aplicam un singur arbore, de ce? Pentru că primul arbore desenat reprezintă eu-ul profesional, așa cum te vezi tu în profesie. Al doilea reprezintă eu-ul social, iar al treilea eu ideal. Și corelând toate aceste tipuri de euri, poți să-ți dai seama la o analiză complexă, care este idealul persoanei pe care o evaluez, în cum se va comporta în general sau în profesia este respectivă pentru care ești evaluat? Îi fac, tocmai asta este esența corectării, să-i spunem, cotării în arbore, că indiferent ce îmi sugerează el acolo mie, eu încerc să scot de acolo ce mă interesează pe mine în legătură cu specificul profesiei pe care el o va face. Pentru că eu, din arborele profesional, pot să-mi dau seama dacă, la o primă citire, dacă e extravert, introvert, dacă are aspirații înalte sau aspirații joase, dacă este comunicativ sau necomunicativ, dacă a avut traume, ele sunt reprezentate în copac, pot să aflu exact vârsta la care a avut loc trauma. Că fiecare ce percepe ca fiind traumă, că pentru cineva... Dar dacă este un eu profesional, eu mă aștept el să fie avut un eșec în muncă undeva. Fie în activitatea școlară, fie în activitatea profesională. Deci, funcție și de vârsta subiectului. Indiferent cât ar încerca un om să învețe pe de rost, el nu știe ce urmăresc eu la copacul respectiv. Dacă el a citit undeva că ce înseamnă rădăcina, de exemplu. Așa, să-i faci rădăcina așa sau să nu-i faci așa? Da? El nu știe ce caut eu în rădăcina aia.
El n-are și nici n-am voie să spun. Deci este o chestiune de secret, de confidențialitate a profesiei și de asta, vedeți, psihologii n-au voie să vină la televizor și să interpreteze, așa cum fac televiziunile comerciale. Ei interpretează, unii dintre psihologi, interpretează anumite, de exemplu, cu tehnica poligrafului. Nu știu dacă ați urmărit zilele astea pe Facebook, chiar a circulat... Zilele astea nu, dar am mai urmărit. Da? A circulat un studiu al profesorului Butoi, care este specialist în tehnica poligrafului, prin care aduce la cunoștința populației că... Cum poate fi bătut poligraful? Poligraful nu este, nu este un instrument științific. S-a transformat tot mai mult într-unul comercial și oamenii plătesc sume extrem de mari pentru a fi evaluați cu această tehnică. Ele nu sunt acceptate ca probă în instanță. Și, bine, multă lume nu prea e de acord cu ce spune profesorul Butoi. Eu sunt de acord, pentru că, într-adevăr, nu poți, pentru un singur instrument, să-ți dai seama de complexitatea psihicului uman. Și cu o sumedenie de instrumente, abia reușești să te apropii într-o proporție de 80-90% de o evaluare completă. Dar rămâi cu un singur instrument, indiferent cât este el de sofisticat sau nu. Aș vrea să ne batem puțin de la subiectul de acum, că tot stă pe creier, așa ceva de ce ați zis mai devreme și aș vrea să mă lămuriți. Spuneați de climatul de acasă, că e foarte important și în partea profesională. Dar eu am văzut persoane în funcții înalte care sunt foarte bune profesioniste în ceea ce fac, exemplare, iar acasă nu au relații foarte bune, dar totul se învârte în jurul carierei, în jurul profesiei, acolo dă tot, acolo este foarte bun. Am întâlnit și eu așa persoane. Din evaluare, când le-am prezentat concluziile, la unii dintre ei, despre care chiar aveam o părere anterioară extrem de bună, mi-au ieșit în teste faptul că își permite, exact chiar și din testul arborului poți iasă asta, își permite ca în familie să fie agresiv, să fie impulsiv, iar în societate și la locul de muncă, el se comportă cu totul și cu totul altfel. Și invers, acasă să fie extraordinar și la serviciu zbir. Este vorba de, pe de o parte, de ce este construit ca persoană, dacă ești o persoană de carieră sau o persoană familistă. Se spune că nu poți să le ai pe toate. Da, nu poți să le ai. Important este să faci un echilibru. Societatea nouă nu ne oferă condițiile... Nu, poate societatea ne-a băgat această idee. Am văzut și relații de felul ăsta și oameni de felul ăsta care au și familii împlinite, reușite. Au și aproape cariere. Aproape că paranormal, pentru că nu tot se felul poate. De situații, nu poți să le încadrezi, nu mai poți să le încadrezi într-un tipar. Da, și din discuția cu persoana respectivă l-am întrebat, cum e posibil dumneavoastră, eu vă știu de atâta vreme, să aveți un comportament atât de ok la servici, să fiți atât de apreciat de toți subalternii, și acasă să fiți agresiv. Și zice, să știți că și soția mea îmi spune asta și mama și tata îmi spun aceleași lucruri că eu. Dar eu, într-un fel, acasă îmi permit să fiu eu. Adevăratul este acasă. Da. Deci cu persoanele apropiate. El este instruit să se comporte într-un anumit mod la serviciu pentru că este un tip de carieră. Este un tip de carieră. Pentru el important este să obțină rezultate. Nu, deci mai importantă, deci pentru fiecare om, ce e mai important pentru fiecare om? Cred că și asta se vede într-un test psihologic. Ce e mai important? Familia? Cariera sau familia? Da, da. Da. Și sunt oameni care acasă au o viață extrem de ordonată și merg la servici și sunt stresați, se comportă altfel. Și noi suntem foarte interesați să vedem de ce anume persoana care acasă are un echilibru la serviciu. Chiar aveam o discuție cu o colegă de specialitate clinică, consiliere clinică, punându-se problema când noi găsim, de exemplu, la o persoană, la o organizație, printr-o evaluare că o persoană se găsește într-un impas. Cine îl consiliază? Psihologul pe clinică, pe patologie sau psihologul pe normalitate? Și eu înclin să cred, pentru poate și pentru că asta sunt competențele mele, că de preferat ar fi
să fie psiholog pe sănătate, pe organizație. De ce? Pentru că eu măsor, am posibilitatea să măsor comportamentul factorilor înconjurători asupra individului și pot să-mi dau seama dacă vina e la el sau e vina la ceilalți. Uh-huh. Pe când, și îmi spunea colega mea pe... În primul rând vine la el, nu? Dacă nu merge ceva în regulă, schimbă. Nu. Familie schimbă, nu? Nu, așa? Nu întotdeauna, nu. Nu întotdeauna? Nu, asta îmi spunea și colega pe clinică. Uh-huh. Spuneam, bine, vine un la tine și spune că se simte stresat de șeful lui, ierarhic. Tu ce faci? Tu fiind pe clinică, ce faci? Păi merg și-i văd, înseamnă că el a avut o relație... Mă duc în ședință, șeful. A avut o relație defectuoasă cu autoritatea din familie, fie tată, fie mamă, și, nu, uh-huh. și începe să-i facă consilierii sau chiar psihoterapie pe problema rezolvării lui. Dar asta poate fi o falsă problemă, pentru că e posibil ca șeful la șef să fie vina, deci, nu la el. Deci o incompatibilitate între cele două personalități. Da, că poate să fie vina la el, poate să fie vina la șef. Sunt oameni care se plac instinctiv și oameni care nu se suportă instinctiv. Asta este una din erorile de evaluare, este eroarea de halou. Când evaluezi o persoană, pentru că îți place fizic cum arată, uh-huh. îi pui notă mai mare pentru că faci legătură direct între felul în care arată și spui că e și deșteaptă și... bun la serviciu și îi mărești cu vreo 2-3 puncte. Așa. Nota. Sau dacă nu-ți place cum arată, îi scazi cu vreo 2-3 puncte, dar asta nimic nu de capul ei. Da, deci este una din eroarea de halo sau eroarea de contrast. Să vorbim după paravan atunci. Da. Să propunem după paravan, așa. Un specialist nu va ține cont de asta. Un specialist încearcă să elimine din metoda de evaluare erorile, influența erorilor. Eroarea de contrast. Ce înseamnă asta? Să extindă evaluatorul notele, să pună notele celui evaluat funcție de cum se consideră el. Adică dacă eu cred că albastru are o anumită nuanță, este o anumită nuanță și îl întreb pe cel de lângă mine care nuanță este albastră, dacă nu răspunde ca mine, înseamnă că nu răspuns bine. Nu, poate eu nu văd bine ca evaluator. Eu am un, uh-huh. eu trebuie să am un instrument neutru pentru a-i face evaluarea. Să nu sau într-o clasă cu elevi... Bun, și ce ne facem cu subiectivismul evaluatorilor? Trebuie limitat extrem de... Dacă ești profesionist, instrumentele ți le limitează. Uh-huh. Într-o clasă cu elevi foarte buni, cel mai slab elev care pierde într-o clasă, cotat ca fiind cel mai slab elev, poate fi cel mai bun elev într-o clasă cu un nivel mai scăzut de uh-huh. performanță. Asta este una din erori. Când vine la evaluare un copil dintr-o clasă foarte bună și zice, ăsta e slab. Dar tu, de fapt, îl consideri slab raportat la clasa lui, nu raportat la acolo unde merge el, la o clasă mult mai puțin performantă. O eroare de genul ăsta trebuie neapărat corectată. Adică există un etalon pe care eu îl aplic per total și îl raportez pe el la total, nu la specificul unei grupări, subdiviziuni. Bun, haideți să vorbim puțin despre șefi, angajați, climatul de la serviciu și haideți să luăm cu rolul șefului. Că mulți sunt șefi, dar puțin sunt lideri. Cel mai important este liderul carismatic. Foarte greu de găsit, e adevărat. Deci aici de ori dă carisma Dumnezeu, ori tu nu te poți procura de nicăieri. Poți să o înveți. E diferența dintre talent, diferența dintre talent și muncă. Uh-huh. Unii care au talent obțin rezultate extrem de ușor și la sfârșitul zilei nu au depus niciun efort. Alții care au muncit ca să-l ajungă pe cel talentat, la sfârșitul zilei poate nici nu obțin rezultatul celui talentat, uh-huh. dar sunt extrem de obosiți. Așa este și cu carisma. În primul rând, trebuie să o ai moștenire, printr-un temperament, cineva, semeni, ori cu mama, ori cu tata, carisma se moștenește și apoi este și rezultat al educației. Poate carisma să-ți vină și dintr-o lipsă, dintr-un complex. Atunci când ești complexat comparându-te cu alții, că ai un minus undeva, poți să depui eforturi atât de mari și îndelungate, încât să transformi lipsa asta într-un ceva opus. Aici e dovadă de maximă inteligență. Nu neapărat inteligență, cât este... Minusurile să ți le transformi în aturi. E voință. E voință cea mai mare parte. Știm că marele filozof grec
Antic era bâlbâit și dintr-un bâlbâit a ajuns oratorul secolului. Așa, printr-o muncă asiduă, a vorbit în fața oglindei până când s-a transformat vorbirea. Chiar apropo de vorbire, este competența logopedului. Uh-huh. Nu numai la copii, ci și la maturitate. Eu cunosc pe cineva cu deficiență de vorbire, care, bine că avea și trac la vorbit în public, parcurgând câteva ore de discuții cu un logoped, a reușit să stăpânească atât de bine arta vorbitului și mai ales în public, încât acum chiar face o foarte bună impresie. Contează la personalitate, noi avem acele dimensiuni ale personalității pe care le măsurăm, mai ales când este vorba de lider. Dacă este o dimensiune, ea se numește demonstrabilitate. Capacitatea de a juca un rol. În primul rând, actorii trebuie să o aibă. Actorii care nu au prin natura lor această caracteristică sus, ridicată, aproape că n-au ce căuta în meserie. Nici 100% dintr-un procentaj acceptabil nu este bun să fie, pentru că nu e recomandat să fie, pentru că asta ar însemna că persoana respectivă minte, adică cu orice preț vrea să fie crezută. Și în general e bine așa, cam 70% dintr-un procentaj să fie o demonstrabilitate, adică să faci o bună impresie încă de la început. O poți face printr-un exercițiu, dacă nu ai această caracteristică născută și dezvoltată, o poți face printr-un exercițiu de învățare, așa, într-un birou, dar pus în fața unei execuții profesionale, să-ți execuți profesia, să-ți exerciți profesia, nu ține. Nu ține foarte mult dacă tu nu o ai rădăcinată în tine. Dacă e prea joasă, e clar că nu faci o bună impresie și ai de pierdut. Poate că tu ești bun, dar nu știi să-ți vinzi marfa, nu știi să te pui în valoare. Și chiar este rolul psihologului să îi prezinte o plajă de acțiuni prin care, mai ales când aptitudinile îți sunt ridicate, cele profesionale legate de jobul tău și asta este mai puțin dezvoltată, îți prezintă o plajă de acțiuni pe care tu trebuie să le întreprinzi, încât, în așa fel, încât tu să ai satisfacții. Mă gândeam acum că poate mecanismul cel mai important prin care o persoană poate să se modifice pe sine și să-și învingă anumite temeri este dragostea. Dragostea la locul de muncă mai puțin. Nu, dragostea, sentimentul de dragoste și de atașament față de ceea ce faci. Te poate... Atașamentul deja dăm patologic, așa, nu, un pic, dacă e prea mult. Nu. Că dragostea e dragostea, atașamentul... Să nu confundăm atașamentul cu dependența. Așa. Deci atașamentul este o caracteristică normală, uh-huh. Te atașezi de ceva și care poate să-ți modifice comportamentul, pentru că te-ai atașat, ai încredere, investești cu încredere pe cineva și chiar cu dragoste, cu iubire. Anumite lucruri pe care le făceai mai greu înainte, acum le faci mai ușor. De aici și expresiile că distanța este atât de relativă funcție de cât investești în persoana care te așteaptă sau unde te duci. Da? Poate o distanță să fie mică, deși ea este mare, sau invers, funcție de cât de tare îți dorești să te întâlnești cu persoana respectivă. Sunt anumite mecanisme compensatorii, sunt anumite mecanisme pe care psihologul ar putea să ți le transmită pentru ca tu măcar să ai cunoștință de o deficiență pe care o ai, pentru că în general noi avem o impresie bună noi, despre noi. Eu n-am găsit oameni normali, aflați în normalitate, care să se urască. Toți avem o impresie extrem de bună despre noi. Și atunci suportăm cu greu eșecurile. În momentul în care se face o evaluare corectă și... Pe asta, să știi că e evaluarea corectă, că dacă... Ți-a făcut cineva o evaluare și ai ieșit cu totul anapoda, păi te miri și tu. Stai un pic, că n-ai nicio legătură. Și chiar dacă ai ieșit anapoda, rolul specialistului este să-ți transmită în așa fel informația încât să nu te lezeze. Aha. Adică există niște pași
Se te transmite ție, nu se transmite, nu se transmite angajatorului care cine știe n-are cum voie, da? Angajatorul nici n-are voie. Pentru ca angajatorul să aibă acces la rezultatele evaluării unui psiholog, trebuie să încheie cu psihologul un contract de confidențialitate și să știe că numai și numai el are voie la acel rezultat. În momentul în care o altă persoană a intrat și a văzut rezultatele, este caz penal. Mai ales că cel care suportă evaluarea, celui ei să cere acceptul. Vrei să ești de acord ca angajatorul să cunoască anumite aspecte despre tine? Da. Dacă nu, dacă angajatorul nu vrea decât persoană care, pe care să o cunoască foarte bine, nu-l mai evaluez, pentru că sigur nu va merge în locul ăla de muncă, pentru că condițiile sunt diferite. Acum există și fobia asta a confidențialității. Mie mi se pare o intrat așa o modă în toți, că dacă suni la un robot acum pentru a-ți cere o reparație, te întreabă dacă ești de acord să dai anumite date de identificare. Mie mi se pare că se exagerează cu această grijă supra-supra-licitată să nu-ți dezvălui identitatea, să nu-ți dezvălui cod numeric personal. Ce poate să facă la urma urmei cu un cod numeric personal? Suntem așa, mi-e frică, suntem urmăriți, da? Da. Suntem urmăriți, da. Suntem ascultați. De fapt, noi, tot... celor care ne este frică, de fapt, noi nu proiectăm decât în afară ceea ce credem noi, ceea ce simțim noi în interiorul nostru. Atâta timp cât eu cred că lumea îmi face rău, va face rău, voi suspecta pe oricine că va folosi orice informație despre mine ca să-mi facă rău. Și voi atrage în sine, după sine, rău din partea persoanei respective. Dacă eu am ferma convingere că nimeni nu-mi poate face rău, că sunt atât de construită și cu o pază a ancestralului asupra mea, chiar nu-mi fac probleme că cineva ar putea să-mi facă rău. Trec pe lângă mine toate lucrurile astea. Și, într-adevăr, nu-mi va face nimeni rău. Spuneți-mi despre raporturile între șef și angajați. Cum trebuie să fie? Depinde de nivelul, pentru că și șefii ăștia sunt pe mai multe nivele, depinde și cât de mare organizația. Sunt unele raporturi directe, când organizația este mult mai redusă, sunt unele indirecte, prin interpuși, dar sunt și lipsa raportului direct. Pentru că e posibil ca persoana să nu se întâlnească deloc cu angajatorul sau cu șeful. E modelul meu. Numai prin produs. Da? Numai prin produs. Da. Adică el vede rezultatul muncii tale, dar cu tine nu se întâlnește zilnic. Și atunci depinde. Specificitățile sunt extrem de diverse. Și capătă teren tot mai mult această autocoordonare. Fixezi cu beneficiarul serviciului tău un contract care se limitează pe anumită perioadă de timp și la anumiți parametri de calitate. Și indiferent când și cum lucrezi, important e că la epuizarea perioadei să prezinți produsul. Și este varianta care tot mai mult o acceptă acum. Toate acele persoane fizice care lucrează de acasă și care lucrează pe internet. Da, interacțiunea umană, nu știu, se pierde, adică unde mai... Vrând nevrând mergem spre o robotizare, spre o... Păi stai acasă în pijama, nici nu mai ieși, nu mai socializezi, nu mai vezi lumina soarelui... Dar mersul numai în mașina proprie de acasă la serviciu înapoi, nu e tot un pas spre înstrăinarea omului de... Nu, că mai înjuri în trafic acum. Da. Un pic. Este o înstrăinare și... deplasarea într-un mijloc de transport în comun avea rolul ei. În sensul că întâlnindu-te cu colegi până la servici, 10-15 minute, aveai timp să eliberezi psihicul de eventuale evenimente neplăcute pe care le-ai trăit în seara respectivă sau noaptea respectivă, împărtășându-i. Eventual se făcea și un team building, cum se zice acum, fără să vrei, da? Că te duceai cu toată lumea care lucra într-un loc și socializai. Ce mai face mama, ce mai face copilul, ce mai face așa, ce ai mai gătit acasă. Da. Dar faptul că tu mergi la serviciu de unul singur și te mai enervează cineva în trafic, în loc să ți eliberezi psihicul, ți-l încarci. Eu zic, sunt efectele perverse ale dezvoltării tehnice. Asupra psihicului uman intervin toate astea și îl dezechilibrează. El devine, în primul rând, nu se eliberează de acumulările negative. Freud spune că vorbind te eliberezi,
Psihicul se golește de evenimentele neplăcute prin vorbire și dacă nu vorbești, tu achiziționezi, acumulezi tot mai mult. Deci așa... persoanele mai vorbărețe, mai expansive sunt mai sănătoase oarecum? Da. Dar nici să exagerezi cu toată ziua. Dacă te suportă cel cu care ești, e ok. Da? Da. Dacă să se schimbi mereu, că poate nu te mai suportă da. La un moment dat. Problema se pune atunci când ești în legătură directă cu, ca să răspund la întrebare, când ești în legătură cu șeful cu care nu ești compatibil. Nici din punct de vedere al credințelor, nici din punct de vedere al aptitudinilor și nici din punct de vedere al atitudinilor. Există există executanți care se pricep mult mai bine decât managerii într-o treabă și care nu pot să-și îndeplinească treaba pentru că managerul îl oprește. Uh-huh. Șeful îi spune, nu e bine cum faci, fă așa cum îți spun eu, omul fiind... Nici nu le dă voie să-și spună vreo idee, că poate ideea e mai bună decât al lui șeful și atunci nu e. Da, astea sunt cazuri, într-adevăr, de oameni extrem de stresați, pentru că el are convingerea că este mai bun decât șeful. În execuție. E frustrant. Nu e mai mult decât stresant, e frustrant. Da. Mai am o întrebare așa mai cumva. Relațiile amoroase la locul de muncă, permise, interzise, benefice? Să știți că am citit, nu le-am analizat. Așa. Este un capitol despre care nu pot să vorbesc din experiența mea personală, dar am văzut câteva studii. Așa. Despre dacă sunt sau nu recomandate relațiile amoroase. Sunt specialiști care susțin aceste relații amoroase în sensul că persoanele devin mai agreabile între ele atunci când le unesc și un... X cu Y, da? Da. Da. Așa. Și nu-și mai fac observații dure pentru că se menajează unii pe alții. Că doar tot acasă mergem împreună, știi? Da, și... da, așa. Da. Iar sunt specialiști care chiar le interzic total, în sensul că anumite fraude, depinde și de locul în care lucrezi, se pot face numai prin... pot fi făcute tacit, acceptate, tacit, ascunzându-se unul pe altul. Tăinuindu-se unul pe altul atunci când între ei există și relații de tip amoros. Deci depinde. Bun, dar dacă o domnișoară cu un domn au o relație, da? Totul merge până la un punct când decid să se despartă și amândoi rămân să lucreze în aceeași firmă, da? Automat nu mai e la fel, știi, cum am fost înainte de a ne cupla. Da? Există următoarea explicație din punctul meu de vedere. Orice relație amoroasă are o încărcătură extrem de ridicată la început. În timp ea se pierde. Pentru că intervin obișnuința chiar. Bun, și ca să nu rămână râca aia de după... Nu cred că rămâne. Dacă ei se despart după ce dragostea a fost consumată, n-are cum să rămână, decât un sentiment de prietenie eventual. Bine, asta vorbim de cazul ideal, dar în anumite cazuri înseamnă că ea se îndrăgostește de alt coleg sau de cineva din afară sau invers. Și celălalt nu acceptă despărțirea. Dacă ai un soț de care te-ai îndrăgostit, dacă ai o relație amoroasă la servici de care te-ai îndrăgostit, dacă mai apare și o altă persoană de care te îndrăgostești, ce va spune despre caracterul tău? Te îndrăgostești înseamnă că la orice pas, da? Nu de asta, nu. Deci o relație se termină, rămân cei doi și celălalt se cuplează cu o altă persoană sau cu cineva din afară. Cum mai menținem raporturile de muncă dacă ca și angajator amândoi, nici n-ai voie să intervii pe asemenea criterii. Uh-huh. Este o discriminare care chiar nu cred că este legală. Important este să separi măcar din punct de vedere al locului de muncă. Dacă erau doi într-un birou, treci pe unul într-un birou și pe unul celălalt birou. Dar... ca să le desfaci contract de muncă pe chestiuni de genul ăsta, nici legea nu permite. Mai curând găsesc vinovat de ce s-a angajatorul sau cel care face analiza climatului organizațional să fi descoperit această relație, predispoziția spre încheierea unei relații încă de faza când ea putea fi oprită. Adică îi separ. Înainte de a ajunge la o relație intimă sau amoroasă, la servici. Adică atunci, să se pună în calea fericirilor, da? Asta e fericire? Zic și eu. Zic că e falsă fericire atunci când îți găsești împlinirea într-un loc altul decât cel familial.
Este o amăgire care mai devreme sau mai târziu va produce niște traume. Nu vorbeam de relațiile astea, vorbeam de el singur, ea singură, se îndrăgostesc la locul de muncă. Ei după aia se despart, nu vorbeam, bun. Unde v-ați gândit? Bun, nu, atunci înseamnă că de... dacă da. Singuri și uh-huh. este chiar o... Nu relații extraconjugale fi... sau... Nu. Poate să-și dureze toată uh-huh. viața relația și atunci e benefică pentru amândoi, pentru că... dublează relația profesională de asta intimă, dar dacă ei se despart, e ca și în familie, de fapt. Ce se întâmplă când se despart doi oameni în familie? Înseamnă că își rup chiar și interesul pentru activitate și cred că este inevitabilă despărțirea și profesională. Așa cred. N-am urmărit, dar presupun că doi indivizi care... Sau ar fi benefic pentru binele și pentru lor, amândoi. Da? Da, pentru și pentru ei și pentru organizație. Bun. Acestea fiind spuse, din cauza că timpul s-a scurs, trebuie să ne luăm la revedere și vă mai aștept cu drag și în alte emisiuni cu alte subiecte. Cu mare drag! Dumneavoastră celor de acasă, sper că ați fost așa interesați de subiectul din această seară. Cu siguranță mulți ați avut câte ceva de învățat. Până data viitoare, toate cele bune, multă sănătate, la revedere!